asta. Am controlat meciul în totalitate, doar că ghinionul, șansa s-a făcut în așa fel încât să nu luăm cele 3 puncte. Ați văzut, am ratat penaltii, am avut ocazii peste ocazii și cum e în fotbal, ocaziile se răzbună. Că dacă nu dăm gol, nu dăm goluri. Am ieșit cu la pauză, a fost o greșeală, nu știu, s-a întâmplat un contraatac prin cornerul nostru, puteam să dăm noi pentru 2-0, ne-au prins ei, au egalat și asta a fost istoria jocului. Ne pare rău, trebuie să nici nu ne gândeam la, nu luam în calcul acest rezultat și trebuie să luăm următorul meci, să luăm cele 3 puncte. Suporterii v-au susținut astăzi, cum te-ai simțit pe acest stadion într-un meci oficial? Sunt senzaționale, mulțumim și pe această cale, ne încurajează din primul minut până în ultimul minut, ați văzut și dumneavoastră, și într-adevăr este ceva senzațional, să aveți suporteri, să aveți stadion, să fiți acasă.